Prietenul român al lui Putin, Marius Vizer, i-a dat roșu liderului de la Kremlin. Vladimir Putin a fost suspendat din funcția de președinte de onoare al Federației Internaționale de Judo. Anunțul a fost făcut de forul internațional al cărui președinte este românul Marius Vizer, un apropiat al lui Putin. În Ucraina, un fost fotbalist de doar 21 de ani a căzut victimă. Vitali Spailo, fost junior la echipa din Lvov, a murit în Kiev. Era comandant de tank. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.